A zis Mântuitorul Hristos așa. Dar înainte de a să ne scoatem dopurile din urechi, ca eu am obicei de a zice să ne scoatem dopurile din urechi, să ne punem strajă gurii urechilor și așa mai departe. A zis Mântuitorul ucenicilor, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, zisa, și pe mine, și pe părintele care a venit, și pe părintele, și pe toți care Dumnezeu Hristos ne-a chemat la taina preoției. Veniți după mine, a chemat pescari cei mai simpli oameni, da. Și l-a urmat pe Hristos, l-a urmat. Dacă ne raportăm la vremile de astăzi, vedem că sunt pescari care otrăvește apa să moară peștii. N-ați auzit, n-ați întâlnit? Pescari care de-abia așteaptă să prindă peștul și să-l, cu poftă drăcească să-l mânce. Pescari a treia oară prinde peștișorul, îl mângâie, îl sărute și cu ambele mâini îl pune în apă să trăiască mai departe. Scris este, mulți chemați, puțini aleși. Lucrurile trebuie spuse pe nume, dragii noștri. Nu, cu Dumnezeu nu ne jucăm cu albani, că eu fiu cu Epitrahir, ori cu Hristos, ori cu Mamona. Nu poți sluji la doi domni. Ne-a cerut Mântuitorul Hristos o singură haină, un singur veșmânt, să nu fim duplicitari niciodată. Acum sunt în biserică, mâine sunt într-un fel sau altul. Nu. Și cei care ar trebui să ne îndrume, că una singură este calea lui Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, nu sunt mai multe căi, nu mai multe vieți. Și una singură e calea care ne duce spre Hristos, dragii mei. Este și acum să vede petele de sânge, de sudoare și gropile unde Hristos a căzut sub povara crucii. Fratele meu, ești ostaș, dus crucea cu demnitate. Indiferent ce zice cel care otrăvește apa, indiferent cel care zice să mănâncă, să devoreze peștele, urmează-L pe Hristos. Învățați de la El și nu de la noi. A zis Hristos, învățați de la mine. Frații noștri, să ne eliberăm urâciunea și spurcăciunea din viața noastră. Că dacă citim Saltirea, zice, pune Doamne pază gurii mele. Omul care nu-și pune pază gurii este poștașul satanei, că duce vorba dintr-o parte și în alta, de multe ori neadevărul, adevărul nu poate să-l spună, că este poștașul satanei. Ce spune Sfânta Scriptură? Dacă ochiul tău te zmintește, scoate-ți răutatea din ochiul tău. Să nu mai zică, bă, am văzut... Dacă urechea ta este bolnavă, fratele meu, tot corpul tău este bolnav, tai-o, scoate-ți dopurile din ea, ca Hristos să-ți poată șopti la ureche totdeauna. Că știm, părinților, nu? Rugăciunea la înainte de tăierea la copila botez, când spunem acolo de la tunderea părului, și toate mădularele mele, Doamne, ca un mare meșter le-ai făcut. Ne-a zestrat Dumnezeu cu mădulare bărbătești, mădulare femei, și când a zis creșteți, mulțiți-vă, și să... este un dar de la Dumnezeu, dragi, orice mădular din corpul meu. Dar vine dracul și le dă o altă destinație. Știi? Poate că noi care suntem mai bătrini știam, odată la CFR-ul era unul care, acarul, care schimba linia, schimba sensul mersului. Așa ne așteaptă vrăjmașul să pună stăpânire pe ochiul nostru, pe gura noastră, pe urechile noastre și pe toate mădularele noastre care le-a pus Dumnezeu noi ca un mare meș, spre folosul și mântuirea noastră.
aveți-vă, dragii noștri, grijă. Făcut-o m-am ca un om care n-aude, n-are pe gura lui muștră. Și ochiul meu, Doamne, cum spune la psaltire, n-a privit spre cele rele. Că fratele meu, eu din proprie experiență, călugăr fiind, și aici m-am născut, mă rog, familia fratelui Petru, Popa Petru, am fost rudeni și vom rămâne rudeni, da. Vom rămâne rudeni. Mi-a ajutat Dumnezeu această biserică, 13 ani am lucrat pe ea. Și pe moartea soției mele m-am retras la mănăstire. Dar frații mei, până nu m-am, eu am, din propria mea experiență vă spun, până nu m-am îmblânzit eu pe mine, că am fost o fiară spurcată, dragii mei. Nu m-am putut asemăna nici cu cea mai fioroasă fiară a pustiei, câte urâciuni era în mine. Dar m-am lăsat pe mâna lui Hristos să mă dreseze. Și Hristos m-a dresat, că vorbeam, citeam odată într-o carte despre un mare dresor. Cum dresa animalele. Și reușea să dreseze orice, cel mai fioros animal a pustiului, caleul nu poate fi mai stă. Și îl luam la mine din creșterea lui. Și avea apucături, zice, să mai dea cu gheruța, zice, știi? Și dresorul avea în mână o nuieluță și de câte ori îi dădeam cu nuieluța peste botișo, peste mână. Iar îi dădeam. Sau cu gura, zice, când se rupă, îi dădeam, zice, cu bătuța peste flit. Așa a crescut, zice, că puteam să pun mâna mea în gura lui, nu mai ghearele să mai ghere, era frică, era adresat. Ori, dragii noștri, așa ar trebui să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, Hristos să ne dreseze. Când El a zis, învățați de la mine, marele dresor, Hristos Dumnezeu. Pentru că dacă nu vom fi dresați de El și dacă nu vom trăi în legea Lui și în judecată și în lucrarea Lui, nu ne vom mântui, frații mei. Vom scoate laba mereu, vom spune cu gurile noastre lucruri de noi și vom vedea cu ochii și cu gurile și toate mădularele noastre le vom profani, le vom bate de joc. De aceea, dragii noștri, binecuvântarea lui Dumnezeu, știu că sunteți obosiți acum, binecuvântarea lui Dumnezeu, dar nu uitați. Nu uitați unde vă spovediți. Nu uitați unde mergeți să vă spuneți necazurile. Deși avem mulți, avem patrafiri la gând, sigur că da, eu am întâlnit și între călugări și între... Bine, la mine că te rezolv în două, trei zile, te rezolv. Hai de la mine că îți deschid, hai că-s văzător cu Duhul. Hai de că eu fac, eu știu, eu spun, îți prevestesc. Vă minte, frații mei. O spun cu tărie că minte. Dacă ar fi omul lui Hristos, n-ar fi zis așa. N-ar scoate pe limba lui aceste lucruri și a zice, haide, fratele meu, să-L căutăm pe Hristos. Hai să vedem să o căutăm pe Maica Domnului. Acolo este. Că scris este, nu? Scris este. Eu știu de ce aveți, căutați-mă pe mine, că eu știu de ce aveți nevoie. Nu zic să nu mergeți, dar la păstor de suflete, care păzește sub peștișorul și nu lasă să moară. Ne-a dat Mântuitorul Iisus Hristos, când ne-a zis, eu sunt păstorul cel bun. Nu mai iau nici după ce îmi spune Patrianul, ce îmi spune Mitropolitul, eu știu ce mi-a spus Hristos, dragii mei. El s-a dat exemplu. Eu sunt păstorul cel bun. După păstorul cel bun, turma merge. După acel care e năimit și e plătit, n-are grijă de suflete. I-a dat Hristos păstorului două lucruri. Fluierul să-l țină la cingătoare și toiagul. Să ferească turma lui Hristos. Nu m-a făcut nici navetiz, nici cu blocuri, nici cu tiruri, nici cu ceva, ci mi-a dat ca fluierând cântarea lui Hristos, oile să înțeleagă să vină după mine. Că dacă nu le voi cânta după cum Hristos mi-a spus, nu veți veni după păstorul cel bun.
ne-a dat-o iagul, crucea sfântă, cum i-a dat-o iagul lui Moise și Aron, când a scos poporul Dumnezeu din robie, da, și a pus toată puterea, lucrarea Dumnezeu, a pus în acest toiag. Așa ne-a dat Hristos crucea, toiagul izbăvirii, jertfa pe care Hristos a preferat să moară. De aceea, să fim atenți vremilor de astăzi, dragi, vremilor de astăzi, că nu tot ce auzim, nu ce tot ce vedem, nu este de folos. Nu este de folos, ci totdeauna să fim treji și să fim adevărați ostași, nu, nu cuvântul, dragii mei. Că cuvântul ne putem da titluri nobiliare, cum fac ăștia, doctor, docent, profesor, n-am nevoie. N-avem nume scrisă pe pergamente, nici titluri nobiliare, ci l-avem semnul lui Hristos pe fruntea noastră să fie ca ostaș. Ostașul trebuie să tacă, ostașul trebuie să nu vadă, făcutul m-am ca un om care nu aude și nu are în gura lui mustrare. Dacă vrem, fraților, într-adevăr, să fim biruitori în oastea lui Hristos, altfel nu vom fi. Vom fi trădători, vom fi dezertori și haina mă va vădi, și viața mea și haina mă va vădi că nu-s galilean ca el. Dragii noștri, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Și Maicuța cea Sfântă, fiți dârji. Luăm exemplul lui Hristos, care într-adevăr a fost și ne-a învățat cum să lucrăm și ce să facem ca să fim a Lui. Deci, ostași, fratele meu, arată-te! Soruța mea, ostașiță, arată-te! Cum s-a arătat femeia samarineancă când a vorbit cu Hristos, știți bine? Și când a mers în satul ei, o femeie depravată, o știau toți. Și când s-a întâlnit cu Hristos și a curățat-o de atunci, a alergat ca nebun în satul și a zis, veniți să-L vedeți, să nu tași, sora mea, unde e fiul lucrării, indiferent ce funcție ai. Ai o colegă credincioasă, necredincioasă, ai o vicină, vorbește despre Hristos. Vorbește despre Hristos și să vezi cu al lui Dumnezeu. Nu le ține în tine, că nu faci bine. Că Hristos a zis, mergeți până la marginile pământului. Și mă gândesc la zoacii în zecimii când ucenicii au pornit. Toma nu l-a întrebat pe Mântuitorul, Doamne, Tu mă trimiți în India? Dar nu știu limba lor. Nu știu obiceiurile lor. Sau Sfântul Apostol Andrei care a venit printre noi, Doamne, nu știu nici grecește, nici eștiția, nici limba dacilor. Doamne, cum mă trimiți ca lup între oi, ca camelul între lupi, pardon. Dar odată primim Duhul lui Dumnezeu în ei, nu le-am mai avut nevoie de nimic, nu le-a mai trebuit nimic, nu le-a mai trebuit nimic, le știa toate. Toate tainele lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu de care erau stăpâniți. Și noi să nu zicem, nu pot spune că nu sunt păcătos, sunt Dumnezeu să mă ierte, sunt bolnav, frații mei, dar le rog pe Dumnezeu să nu mă tămăduiască. Nu mă tămădui, Doamne. Să ai milostivire, nu bate-mă, Doamne. Mă simt ca un câine din ăla, plin de râie, care bagă în toate mizerile. Bate-mă, lovește-mă, Doamne, fără de milă. Și cum spunem, Psalmul 31, și simt, Doamne, că și noaptea, și ziua și noaptea, ghimpele Tău la bătrânință mă împunge. Nu mă împunge, Doamne, ci sfărâmă-mă, Doamne, din creștet până în talpe. Că poate că voi merge în păcate. Că de aceea zice, dacă mai citim, vine psaltire, rugăciunea 17, zice așa, în păcatismul 17, Doamne, nu-mi lua sufletul nepregătit și neîndreptat. Și nu mă lua, Doamne, la jumătatea zilelor mele. Vedeți, dragii mei, aici trebuie să cugetăm noi, dragii mei, nu nebunile ăștia care nebunilor ăștia de astăzi. Când sunt semnele venirii Fiului Omului, dragii mei, sunt semnele venirii Fiului Omului. De aceea nu trebuie să dormităm. Sunt ostaș, să-mi fac meseria de ostaș. Sunt o stășiță, îmi fac, Doamne, pe tine te slujesc. Doamne, ajută-mi să fac și eu.
cum au făcut femeile mironosițe, cum au făcut toate cele care le-au cunoscut pe Hristos. Nu, da, da. Mi-a ajutat Dumnezeu să mă închin, mă rog, am și acasă acela, mi-a dat cineva, din moaștele Sfintei Maria Egipteancă. Maria... care stătea la Mântuitorul la picioare, Maria Magdalena, a moaștele Sfintei Maria Magdalena. Și mă gândesc, dragii mei, cum ai stat mereu la picioarele Mântuitorului? Și ai primit vindecare acolo, surța mea. Să simțim pe picioarele Mântuitorului, să fim o Magdalena unde suntem. Și să nu ne rușinăm de Hristos și de lucrarea Lui. Vedeți? Eu s-au supărat odată niște doamne pe mine că le-am zis părinților că merge la săl de fitness. Am zis. Unde le duce diavolul? Adică diavolul te duce acolo, să știți? Acolo să te pensezi, să te... Ce poți adăuga mai mult la chipul tău, care este un produs finit al mâinilor Lui Dumnezeu? Dumnezeu este ca noi, noi suntem ca El. Ce mai poți adăuga? Mergi, faci acolo scheme, acolo te pune dracu, să le faci toate, să sclăbești. Dar sora mea, zic, de ce nu faci metanie? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasă, și cu fruntea ta lipește-ți pământul, care sunt așternut pământul, e așternutul picioarelui lui Dumnezeu. De ce nu o facem? Mergi acolo să te... Ce am eu? Eu n-am, eu v-am spus, nu-ți place, să spun. Ca la ziua judecății Hristos te va întreba. De aceea, dragii noștri, lozinca vieții mele, și o spun, și unde mă duc și pe unde? Este a fratelui Traian. Tu care înveți pe alții să asculte de Hristos? Ești el de întâi datornic? Să fii mai ca Hristos. Ești cel de întâi datornic să fii mai ca Hristos. Și dacă vom fi ca El, ne va zice slugă bună și credincioasă, slăviți să fie Domnul.